În sâmbătă mare, echipele din fotbalul județean au evoluat în cadrul etapei a 23-a din Liga a 4 -a, ceva mai devreme de la ora 12. Nu s-au înregistrat surprize notabile în cele două serii, doar echipa pregătită de Dacia Italia Italna, orașul nou, a trecut pe locul 3 în seria A. Însă echipa și-a amânat meciul cu energia negrește, astfel victoria APA trece pe prima poziție după victoria de 4-0 de la medieșul Aurit. Turul Micula nu a jucat sâmbătă asta pentru că prietenia Crucișor nu s-a prezentat la meci și cel mai probabil va câștiga partida la masa verde, urmând să ocupe locul 2, cel puțin până orașul nou, își va disputa restanța. Se așteaptă însă ședința Comisiei de Disciplină. În seria B, primele trei clasate continuă să meargă cap la cap. Someșul Oara a trecut cu 7 la 0 de unirea Pișcol, Șfaben Cămina a învins cu 8 la 0 pe stăruința Berveni, iar viitorul Vetiș a învins în deplasare unirea Tășnat cu 3 la 1. Astfel, Oarul, Căminul și Vetișul se mențin în fruntea clasamentului seriei B, fiecare cu 58 de puncte fiind despărțite doar de gol averaj.